Ia să vedem noi mai întâi dacă pornește asta. Hai bă, curată. Foarte repede. O las o leacă să se încălzească și plecăm. Că deja e rece și fără șoc nu o ia. După aia nu uităm dacă avem benzină. Avem și o comandă. Între timp, acum mi-a dat-o. Oricum treaba merge acum ca uns la Glovo, merge foarte bine. Ce mai bine? 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 Dau ridicare. Facem o pozică. Hai să vedem unde trebuie să o ducem și mergem într-acolo, nu? Bă, o să duc eu lipsa la motor iarna asta dacă nu mai fac el. Dacă fac cu mașina, nu mai merge mie așa cum mergea cu motorul, lăsa unde vreau eu. Îngherece motorul, nu pornești fără șoc. Ok. Gata, am dat comanda la om. A zis că mi-a lăsat pe aplicație Tips. O să vedem noi pe parcurs. Acum așteptăm alta. Păi am urcat pe la etajul 4, nu mai pot. Sunt cu geacasă și cu cască în cap. Sunt gros îmbrăcat, am obosit, mă credeți? Nu mai pot. Aer curat. Ar trebui să primim comandă imediat, să mai dureze. Da, plecăm de aici, ce să facem? Nu stăm aici. Hai că după o sfert de oră mi-a dat și mie o comandă, dar trebuie să merg în Iulius Todor. Și am undeva pe Poatie. Dar sper să nu fie aglomerat, că zona aia Bucium pod cam nasoală treaba, știi? A, de dați ei, dați ei, viteză ei. Că vreau să fac acum, v-am dat de să mă bag. Așa. Și acum trebuie să mergem în Tudor. N-avem încotro. Nici nu știu de cât e asta, o să vedem când o ridic. Că acum nu mai opresc, că mă duc direct acolo. Gata, am luat comanda asta de aici, de la IAM. Și acum trebuie să mă duc pe Boulevard de Poitiers. Sper să nu fie aglomerat sau ceva de genul. După cum puteți vedea, de 13 lei și asta, deci e super bine. Bă, hai că nu e așa aglomerat unde am zis cu podul ăsta. Văd că se circulă, nu e ambuteaj. Dar mai trebuie să facem mult până la client, maxim 10 minute. Da, încă nu e ora aia de vârf, pe aici pe la 5. Să stăm în coloană mult și bine. Păi fraților, uitați-vă la câte comandă, mai ce 20 de lei. Undeva prin Dancu te să duc. Super tare. Da, mergem acolo, vedem care e treaba. Gata, am luat comanda de acolo, fraților, și acum mergem să o ducem. Mult tare de mers n-ar mai fi, că am făcut mult până aici. Dacă pe aici te facem undeva stânga, dar nu știu exact. Prima dată când vin pe aici. Dar mai am de mers. Cred. Și aici la bariera asta cred că fac. Da, frate.
ce fac așa. Bun, hai că îndreptăm în direcția bună. Bă, băiatule, bă, se vede ce mă rupe acum să-mi bat picioarele, că nu am voie pe aici. Bă, băiatule, bă, ce-ai făcut, Bobiță? Du-te, frate, că acum te să conjur o grămadă. Nu pot să cred așa ceva. Băi, să fiu al naibii. Haideți că am ajuns pe partea asta într-un final, dar și pe aici sunt construcții. Și nu prea cred eu că o să avem acces înainte. Așa că o să vedem, nu știu, nu, habar n-am, sincer, dacă așa nu știu ce să fac. Dar sper să ne dea voie pe aici, frate, înainte. N-ai cum, așa ceva. Ia să mergem să vedem, poate ne lasă și pe noi să trecem încolo. Pe aici nu se poate trece, am de dus în dan cu o comandă. Cu asta pot. Pot, nu? Cu asta, bun. Nu merge cu mașina. Dar oricum, trebuie să fac undeva stânga să ies în dan cu. Mulțumesc. Mersi, mersi. Da, frate, să mai fie ceva de mers. Așa că ne punem mănușile. Trebuie să mai luăm și pe sensul ăla al de mers, alte șmecherii nebunii. Acum duc pe aici, am bat picioarele eu, știi? Hai că încerc să mă duc pe aici, că nu mai stau. Bă, frate, internal de vrarea asta mi-a dat omul 5 lei. Dar e complicat tare cu blocurile astea pe aici, că nu dau seama care și cum. E dificil. Foarte dificil. Nu mai vreau în zona asta să livrez. Vai, mamă. A fost dificil, nu mai trebuie experiența asta, că am făcut o grămadă cu comanda asta. Acum ne îndreptăm spre centrul Iașului. Băi, dar ce? Zici că am tras cu plugul. Nu mai pot. Ce ușurat mă simt că am dus comanda, că e nasoan zona, știi? Mie nu-mi place, de exemplu, un tank acolo, nu știu. Nu mi-a uitat ciudat la mine. Eram cu rucsacul ăsta, zici, băi, ce cu tine? Cu cască pe cap și zici, băi, ești infractor? Nu mai vreau experiența asta, nu. Bine că am dus sau... Mau, oricum bloc, nu știam care și cum. N-am mai umblat pe acolo să atrag mai multe priviri, decât am sunat clientul, mi-a explicat exact și cum. O durat un pic până mi-a zis, dar tot... Bine stati. Tocmai ce am mai lăsat acum o comandă la fancurier aici, la sediu. Și acum mi-a dat la Vivo să o iau. Hai că ne ducem într-acolo acum numai. Hai că am ajuns aici la Vivo. Cred că comanda mea e asta de aici, da? Ziua 2, 2, 3. Ok, și aia? Și asta aici. Am înțeles. Mersi. Hai
Dacă trebuie să deschidem ghiozdanul mare, văd că... Da. Facem poză și la bun. Ok. Super. Super duper, nu? Și acel moment când GPS-ul te aduce nasol, în loc să iei pe strada, iau pe strada asta și cobori, apoi scări sau cobori cărări. Băi, băiatule, bă. Înclinația e destul de mare. Bine că mă ține geanta asta jos, că am deschis-o dublu și mă ține pe spate, nu mă duc în față. Gata, am lăsat comanda asta de la Vivo. Mi-a lăsat doamna așa să le tips. Super, momentan am tips cam 15 lei în 3 ore. Bine. Super bine, adică nu fac figuri. Las omul eu să rămână, nu lasă. Tot bine, știi? Dacă trece asta, trebuia să mă sui în cupă aia, ca să mă duc până la scări. Măi, am făcut 4 ore, vin cu un update, nu mai fac 5 ore pentru că trebuie să mă duc să-mi iau plăcuțele de frână. Mi-au ajuns și mi se nu închidă, știi, că deja e târziu, e 3 și un pic. Nu știu până la cât o să fie deschis acolo. Și acum mă duc să-mi iau plăcuțele. Am făcut fix 1.000.000 în capăt. Eu zic că e o sumă decentă pentru 4 ore. Mai ales că m-am încurcat mult cu comanda aia din Danco, că era închis și am ocolit de vreo 2 ori. Plus am căutat clientul și alte nebunii, știi? Belea au fost. Cam asta o să fie clipul pe azi. Dacă îți place, nu uita să dai acolo un like, un subscribe dacă nu ai făcut-o deja și ne auzim la următorul videoclip.